Stimat auditoriu, eu vreau să mulțumesc profesorul Egală și domnului Vasile Bugan, care a avut această, să zic, deschidere, disponibilitate de a organiza această acțiune. Pentru mine este o semnificație dublă prezența astăzi aici, pentru că după 96, și după repatrierea mea, așa a fost oficială din Basarabia de România, deși eu nu am considerat repatriere, dar așa a fost în actele în care am venit în coacere. Eu aici m-am găsit, în această incintă mi-am găsit, să zic, locul unde am plecat în plan profesional deja la București. Și faptul că după 15 ani, cum am spus la început, am venit, să zic așa, în fața dumneavoastră să prezint rezultatul unei probleme, studiul unei probleme care, mă rog, așa a fost să fie, probabil, mă onorează. Mă onorează pentru că astăzi mă aflu și între colegii mei pe care nu i-am uitat, evident, chiar dacă eu sunt detașat la o altă instituție, la care țin foarte mult, acești colegi pentru mine au fost primii care am discutat aici, am dezbătut probleme și mă bucur că și astăzi am avut acest prilej ca să discutăm, să expunem probleme care interesează societatea românească. Mulțumesc mult încă o dată pentru prezență și sănătate și mulți ani! Mulțumim foarte mult! Vă rog să se aviți. Nu,